Tatăl tău e cel mai curajos om din lume. Fiul acestui om ești tu. Eu sunt convins că s-a produs o încurcătură. Pe ce să căutați dumneavoastră preot noaptea la Securitate? Vino în casă, mă! Cine m-a ascultat? Și Marco. Mai cine, mă? Și eu. Eu sunt mama voastră, mă. Eu sunt, mă, tatăl vostru, mă. Dar soțul dumneavoastră are o condamnare de 10 ani. Acum se află la penitenciarul din Aiud. Dumnealui nu mai este preot, în primul rând. În zilele noastre, părintele Calciu reprezintă un exemplu de curaj. Popă, să facem demascarea. Ce demascare, domnule? Eu am trecut prin Bitești. Și pentru că în teama generală care guvernează lumea, moartea nu ne mai apare ca o eliberare, ci ca o supremă groază. Dar cazul nostru este unic. Soțul meu este deținut politic. A iubi o ființă înseamnă a-i spune, tu nu vei muri. Peste 50 de ani, oamenii vor fi iritați de asemenea exemple. Îi va irita orice noțiune care acum are importanță pentru noi. Mă tem că așa va arăta minunata lume nouă pe care noi nu o vom mai avea.